Salutare, bun venit și sau bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, Florin Rogojinaru aici și astăzi vreau să fac un clip despre BTS, noua lor melodie, Life Goes On. Așa cum am rămas dator cumva față de fanii acestei trupe, ARMY, am rămas dator față de voi pentru că ultimul clip în care eu am vorbit despre BTS și atunci când au lansat ei melodia Dynamite, prima dată când au cântat ei live, eu am reacționat la acea melodie și a avut mare succes acel clip pe canalul meu, fiind unul dintre cele mai vizionate. Așa că astăzi vorbim despre ultima lor piesă lansată, una tristă și așa cum spune și titlul melodiei, Life Goes On, viața merge mai departe, asta vor și cei din BTS să transmită cumva fanilor, să le transmită celor care fac parte din ARMY că viața merge mai departe chiar dacă ei nu mai pot concerta, nu pot avea concerte live. Această melodie este prima făcută în întregime doar de membrii BTS. Se știe că Jungkook a fost directorul videoclipului muzical, Jin a fost stilistul, s-au filmat la ei în casă, deci totul e făcut doar de membrii BTS ca să fie cumva cât mai aproape de fanilor ARMY și să-i cunoască cât mai bine ce gândesc ei despre această perioadă prin care trecem din cauza COVID, din cauza pandemiei. Mi-am notat câteva chestii pe care vreau să vi le citesc înainte să dăm drumul melodiei. Într-un interviu, liderul grupului, RM, descrie melodia ca fiind, citez, foarte calmă, aproape contemplativă. A mai declarat că Life Goes On este cea mai blândă melodie a lor de până acum, nu are beat-uri dansabile sau coreografie. Este o melodie nostalgică, emoțională, melancolică, dar optimistă, pentru a conecta oamenii. Asta a declarat RM. Drăguț. Dăm drumul melodiei. Mi-am pregătit căștile. Dăm drumul melodiei și pe parcurs voi mai interveni pentru a vă da alte informații despre BTS, ce s-a mai întâmplat cu ei și ce premii au mai primit în ultima perioadă. Cum altfel să înceapă un clip în 2020 dacă nu cu masca pe față? Așa cum v-am spus, clipul e filmat la ei în casă. Vedem la ei în casă cum vorbesc despre faptul că vremea și timpul nu așteaptă. Ele nu stau pe loc. Anotimpurile vin, timpul trece și noi trebuie să trecem peste această perioadă. Hey, ce fac și ei în timpul liber? Se joacă pe PlayStation? Toți mănâncă pizza? Și stau în pijamale ca toată lumea. Deci ei sunt oameni normali ca noi toți. Am citit câteva comentarii referitoare la această scenă din melodie când Jin se întoarce către membrii din trupă, dar poate fi ceva metaforic, ca și cum Jin reprezintă BTS-ul și se întoarce în urmă, în spate și se uită către ARMY, către fanii lor, într-un fel să se asigure că toți sunt bine și că toată lumea e sănătoasă. Nici nu-mi vine să întrerup melodia, parcă doar aștept să o ascult, e atât de calmă și de liniștitoare. Versul lui Suga menționează cum lumea s-a schimbat, dar totul rămâne la fel între BTS și ARMY. Asta mi se pare una dintre cele mai triste scene din acest videoclip. Vi se uită către stadionul din Seul pentru că ei acolo ar fi trebuit să aibă un concert.
și stai să vezi ce urmează. Închide ochii și te trezești cântând pe un stadion gol. Un stadion pe care ei l-ar fi umplut dacă totul ar fi fost normal. Trist. Cred că de aceea au și pus alb-negru, pentru că e trist să nu ai fanii lângă tine atunci când ești un artist. Frumos, frumoasă melodie. Prima melodie în coreană care ajunge numărul 1 în Billboard. E istorie, BTS fac istorie. Încă o informație pe care vreau să o împărtășesc cu voi despre BTS. BTS și Taylor Swift sunt singurii artiști din istorie care au melodia de debut, dar și albumul în top 100 și în Billboard 200 în aceeași săptămână. BTS fac istorie. Fac istorie și Jungkook este primul artist internațional care este votat de revista People în top 100 cei mai sexy bărbați. Cât de tare! Sper că v-a plăcut chipul meu. Army, I Purple You. Nu uitați, dacă nu ești abonat la acest canal, apasă pe subscribe, pe like, pentru că eu voi posta în continuare clipuri despre... Hopa! Sper să mai meargă căștile. Clipuri despre artiști, filme, vedete, seriale, celebrități și sigur la un moment dat vei găsi ceva interesant pe canalul meu. Mulțumesc frumos! Am uitat să vă spun, BTS a fost nominalizată la premiile Grammy pentru melodia Dynamite, dar și pentru melodia Life Goes On, pentru că este prima melodie care nu este în engleză și lovește Billboard Top 100 și este pe locul 1. Sunt primii artiști care reușesc asta. I Purple You!